surpriză, urmează o nuntă cu scântei. Cea mai bună prietenă a Lucăi Podea se mărită cu fostul acesteia. Artista celebră și fotomodelul au fost la cuțite, iar acum totul a devenit o telenovelă. Avem primele declarații în exclusivitate. Haideți să vedem. Alin, Alin, mai inimă. De logon l-ai primit acum 2 ani. Da, 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 noapte de revelion. Și nunta trebuia să aibă loc în... Imediat anul următor, în vară, dar s-a îmbolnăvit mama și n-am mai, îți dai seama, când n-am mai ars de nimic. Și după aia a venit pandemia și tot am amânat, că noi nu vrem să facem o nuntă de cât ne-au dat ăștia voie, 50 de persoane sau nu știu cât e maximum. Și... al meu are familie numeroasă și n-am vrut să facem nici varianta aceea de nuntă, știi, cu puțini, adică doar câțiva prieteni și știi cum e, nu o chem pe mătușa, se spără unchiul și tot așa. Vreți să faceți o nuntă fastuoasă? Mai mare, da, pentru că el are familie numeroasă, mult mai numeroasă decât a mea și vor tot să participe, știi? Dar ați stabilit deja data? Data... că nu, pentru că încă stăm după această pandemie. Ți-am zis că dacă ei ne restricționează să facem doar cu 50 de persoane, nu vrem așa, știi? Am zis că mai bine mai așteptăm. Cum am stat 10 ani împreună fără acte, nu mai contează, știi? A, imediat cum ne-au dat voie, am și pus data, nici nu mă gândesc. Da, ruchea mea va fi în stilul acela de sirena. Am vrut-o inițial de prințesă, dar... m-a văzut iubii în ambele modele și a zis, nu iubii, asta de sirenă. Și am ceva, am strâns ceva poze. Iar ca și locație, era o locație care îmi plăcea, dar m-am răzgândit, m-am dus și am văzut-o când, nu, anul trecut parcă în vară. Și nu mi-a plăcut așa în mod deosebit. Acum aș vrea ceva, nu știu, un aer liber aș vrea. Cu flori multe, cu, știi, la modul ăsta. Presupun că va fi și cândva vara. Da, sigur vara. Eu sunt născută și vara și frigul nu-mi place. Și iubitul tău ce zice? E încântat? Da, băi, dar el este... Ai senzația că mai mult așteaptă el decât mine. S-a avut o logodnă, dar nu a fost niciodată mire, ca să zic așa, știi? Și își dorește foarte mult. Ai început să te înțelegi cu Raluca Podea. Ea va fi invitată la nuntă? Mă, eu mă invit. Dacă vrea să vină, bine. Dacă nu... nu e un must, știi? Dar bănesc că nu va veni. Că mai și glumeam noi așa și spunea, bă, nu știu, nu cred. Dacă o să am iubit atunci așa, vin și eu cu partener, dar așa singură de nebună nu vin. În România încă nu e zi. Oamenii nu sunt atât de deschiși față de prieteniile astea între actuala și fosta, știi? Încă mai sunt concepții, știi? Și a zis că s-ar simți un pic așa, fiind și familia lui și familia mea, știi? S-ar gândi așa, că n-ar avea ce să caute acolo, știi? Voi acum sunteți în relații bune, din câte știu. Da, na. Atât cât ne permite zi. Cum să zic eu, nu suntem cele mai bune prietene, dar da, vorbim.